Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom face o aplicație legată de înălțimile unui triunghi. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Cei doi copii vor să se joace cu două echiere și să le așeze în diferite poziții. Sara le așează în așa fel încât unghiurile drepte să fie adiacente. Iar Andrei găsește o altă poziție, o catetă a unui echier să fie suprapusă peste ipotenuza celuilalt echier. Să ne amintim ce înseamnă drepte perpendiculare. Spunem că două drepte sunt perpendiculare dacă formează un unghi drept, adică un unghi de 90 de grade. Sara construiește două drepte perpendiculare cu ajutorul raportorului, iar Andrei construiește dreptele perpendiculare cu ajutorul echierului. Să ne amintim un pic ce înseamnă înălțimea unui triunghi. Înălțimea unui triunghi este segmentul determinat de un vârf al triunghiului și piciorul perpendicularei dus din acel vârf pe latura opusă. De asemenea, înălțimea unui triunghi poate să fie și lungimea acestui segment. Avem desenat triunghiul ABC, iar segmentul AD, dreapta AD, perpendiculară pe BC. În acest caz, AD este înălțimea triunghiului dusă din vârful A, sau înălțimea corespunzătoare bazei BC. Un triunghi are trei înălțimi, câte una pentru fiecare latură. Cele trei înălțimi ale unui triunghi sunt concurente într-un punct notat cu H și numit ortocentrul triunghiului. În desenul nostru avem triunghiul ABC, avem AA', BB', CC' înălțimi în acest triunghi. Cele trei înălțimi sunt concurente în punctul H numit ortocentrul triunghiului. La triunghiul ascuțit unghic, ortocentrul triunghiului se află în interiorul acestuia. Deci avem triunghiul ABC ascuțit unghic, iar punctul H, ortocentru, este în interiorul triunghiului ABC. Dacă triunghiul este dreptunghic, ortocentrul se află în vârful unghiului drept. Deci, în desen, avem triunghiul ABC cu unghiul A de 90 de grade. Am construit AD perpendicular pe BC, deci AD este înălțimea corespunzătoare ipotenuzei. Iar pentru că triunghiul este dreptunghic, avem AC perpendicular pe AB. Deci și AC și AB sunt înălțimi. Deci catetele triunghiului dreptunghic sunt și înălțimi pentru acest triunghi. Și atunci, punctul de intersecție a celor trei înălțimi este punctul A, vârful unghiului drept. Deci acesta va fi ortocentru triunghiului. Iar dacă triunghiul este obtuzunghic, ortocentrul triunghiului se află în exteriorul acestuia. Deci punctul H este în exteriorul triunghiului ABC. Să revenim la aplicația noastră. Deci considerăm triunghiurile ABC și MNP astfel încât unghiurile BAC și PMN să fie unghiuri adiacente suplimentare. Și să arătăm că dreptele NB și CP sunt perpendiculare. Deci iată cele două echiere poziționate de Sara, astfel încât unghiul din A și unghiul din M să fie unghiuri adiacente suplimentare. Să construim figura respectivă și să facem notațiile corespunzătoare și să rezolvăm. Iată desenul realizat și să începem rezolvarea.
Știm că unghiul BAC, BAC și unghiul PMN, acesta, sunt unghiuri adiacente. Asta, conform definiției, înseamnă că au vârful comun. Deci, punctul A este identic cu punctul M. Au o latură comună, adică semidreapta AB identică cu semidreapta AP. Iar și au interioarele disjuncte sau celelalte două laturi de o parte și de alta a laturii comune. Asta înseamnă în final că unghiul BAC, măsura acestui unghi plus măsura unghiului PAN, este egal cu măsura unghiului CAN. De asemenea, cele două unghiuri, BAC și unghiul PMN, știm că sunt și suplementare. Din ipoteză, atunci înseamnă că suma măsurilor lor este egală cu 180 de grade. Dar suma acestor două unghiuri am văzut că este chiar unghiul CAN. Asta înseamnă că unghiul CAN are 180 de grade, deci este un unghi alungit. Cu alte cuvinte, punctul A aparține dreptei CN. De asemenea, mai știm că cele două triunghiuri din figură, triunghiul ABC și triunghiul MNP, sunt congruente. Deci înseamnă că au laturile respectiv congruente și unghiurile respectiv congruente. Cu alte cuvinte, unghiul BAC este congruent cu unghiul PMN, BAC cu PMN. Deci acestea două din cu vârful în A sunt congruente. Și de asemenea, unghiul BCA congruent cu unghiul NPM. Deci unghiul din C congruent cu unghiul din P. Deci am văzut că cele două unghiuri cu vârful în A, suma lor este de 180 de grade, dar de asemenea sunt și unghiuri congruente. Asta înseamnă că fiecare va avea 90 de grade. Deci vor fi congruente și egale cu 180 de grade pe 2, egale cu 90 de grade. Deci cu alte cuvinte, înseamnă că dreapta PA este perpendiculară PCA. Deci cele două unghiuri cu vârful în A sunt unghiuri drepte. Dacă ne încadrăm în triunghiul PMN, am văzut că acesta este dreptunghic. Unghiurile din A sunt drepte, deci unghiul M este de 90 de grade. Asta înseamnă că suma măsurilor celorlalte două unghiuri, unghiul P plus unghiul N, au împreună tot 90 de grade, pentru că suma măsurilor unghiurilor în orice triunghi este de 180 de grade. Dar am văzut înainte că unghiul C este congruent cu unghiul P. Din demonstrație, rezultă că unghiul C plus unghiul N va fi egal cu 90 de grade. Deci C plus N egal 90 de grade. C plus N, 90 de grade.
Și atunci, dacă construim CP intersectat cu PN ca fiind punctul E, deci facem această notație, cum unghiul C și unghiul N, suma lor este de 90 de grade, atunci înseamnă că în triunghiul CEN unghiul E este de asemenea de 90 de grade. Deci, cu alte cuvinte, CE este perpendicular pe PN. Deci CE este perpendicular pe PN, am aici format un unghi de 90 de grade. Să considerăm triunghiul CPN și am arătat faptul că PA este perpendicular pe CN din demonstrație. Deci, cu alte cuvinte, PA este înălțime în acest triunghi. De asemenea, am arătat că CE este perpendicular pe PN. Asta înseamnă că CE este înălțime în triunghi. Dar cele două înălțimi, PA și CE, sunt concurente în punctul B. Deci, cu alte cuvinte, punctul B este ortocentru acestui triunghi CPN. Dar și cea de-a treia înălțime trebuie să treacă tot prin punctul B. Dacă facem următoarea notație, NB intersectat cu CP ca fiind punctul F, atunci înseamnă că NF este cea de-a treia înălțime a triunghiului, deci NF este perpendicular pe CP. NF ca dreaptă este tot una cu NB, perpendicular pe CP, ceea ce trebuia demonstrat. Sara și Andrei vă propun să formulați o problemă, o cerință corespunzătoare desenului făcut de Andrei. Vă mulțumim pentru atenție, pe data viitoare!